Dată drept abuz de putere. DNA a clasat astăzi o parte din dosarul deschis în cazul emiterii ordonanței 13 și l-a direcționat către parchetul general. Procurorii anticorupție au suspiciuni de încălcare a legii, printre care favorizarea făptuitorului, distrugerea de înscrisuri sau prezentarea cu rea credință de date inexacte. Întrebat despre soarta acestui dosar, președintele Curții Constituționale Valer Dorneanu preciza că de acum înainte pot fi anchetate doar fapte care atrag răspunderea penală directă, iar actele de anchetă trebuie făcute astfel încât să nu încalce prerogative ale Parlamentului și Guvernului. Parchetul general care a Wilhelm Tell este o operă în... A anunțat că motivarea deciziei de astăzi a Curții Constituționale va fi determinantă pentru cursul anchetei. Guvernul a adoptat astăzi o ordonanță de urgență prin care este creat cadrul legal pentru înființarea unor centre comunitare integrate care vor oferi servicii medicale și sociale. Beneficiare vor fi în special persoanele din mediul rural și cele aflate sub pragul sărăciei, în șomaj, cu afecțiuni cronice sau cu risc de excluziune socială. Ministrul Sănătății Florian Bodog. Prin această ordonanță de urgență înființăm cadrul legal pentru a apărea aceste centre comunitare integrate la nivel local. Mai exact vorbim de centre care oferă atât servicii medicale cât și servicii...